Eu sunt om al cuvântului și voi face tot ce am promis. În al doilea rând, bineînțeles că este foarte important că în zilele următoare să prezint programul meu politic. Este un program pozitiv, și vreau să accentuez acest lucru, este un program realist și este un program care va duce țării, așa cum spuneam, bunăstarea și prosperitatea necesară. Un program care se va axa pe câteva obiective și bineînțeles că cele mai importante va fi o luptă adevărată pentru reforma justiției și o luptă adevărată împotriva corupției și un accent de bază pe dezvoltarea economică, astfel încât să putem aduce bunăstarea în casa fiecărui cetățean din Republica Moldova.